Legitimat la Clubul Sportiv Municipal Râmnicu Sărat, Cătălin Beșliu a reușit să urce pe treapta a doua a podiumului de premiere la Campionatul Național de Box de la Târgu Jiu. Performanța este cu atât mai valoroasă cu cât Campionatul Național de Box este prima competiție la care Cătălin a participat. Primul concurs care am luat medalie locul 2. E locul 2. Foarte frumos și mi-a plăcut când am auzit numele meu când am ieșit pe locul 2. M-am antrenat mereu și mereu trag ca să pot să câștig să ies pe locul 1. Antrenorul sportivului, maestrul Dumitru Ene, spune că în doar 6 luni de când a început să practice boxul, Cătălin a reușit să se impună prin muncă și seriozitate. Da, este un copil, pentru mine e un tip deosebit. Cu minte, silitor la școală, ce să mai spun, deci totul este la superlativ. A venit, când a venit la box, l-am pus să facă la mână și cu ceilalți copii. Și am văzut că este bun în casator și nu se lasă intimidat. Și când a început să lovească, zice, bă, băiatul, ia venitul la box, că boxul este pentru tine, nu alt sport. Și, într-adevăr, am participat la campionat, urmează Cupa României și, evident, eu merg pe ideea că trebuie să fie captat, că se formează rotorul național de cadeți, dar e diferență de categorie. Începem cu 38, cum spune AIBA, deși asociația de box amator, începem cu categoria 38, nu 32. Deci are tot viitorul în față, tot depinde de el. Cătălin Beșliu este originar din satul Livada Mare, comuna Grebănu, și vine la Râmnicu Sărat de câteva ori pe săptămână pentru a învăța secretele sportului cu mănuși. De cele mai multe ori, antrenorul său este și cel care îl aduce pe băiat cu mașina în oraș. Și e venit de la Livada Mare, ca să știe lumea de unde vine, de la Livada, iau cu mine cu mașina de multe ori și îi place. Eu sunt foarte mulțumit că deci are de perspectivă, are viitorul în față. În prezent, Cătălin se antrenează pentru a participa la Cupa României la box, de unde speră să se întoarcă cu o nouă medalie prețioasă.